Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela. Bine ați venit, ați revenit la emisiunea Tarotela. Yes! Aplauze, vă rog frumos! Ce aduce luna nouă pentru cei care vor asculta acest videoclip? Luna nouă a fost ieri, cât pe ce să fac etalare, să fac prezentare, vreau de 2 zile, dar pentru mine luna nouă a adus un final de mini-proiect pe care l-am început la luna nouă în fecioară. La luna nouă fecioară m-a mars bine fecioara. Ia uitați, am și acum, se vede? Mars. Am amintiri de la fecioare. Arsură mare. Probabil că trebuie să-mi aduc aminte ceva. Nu știu ce, o să văd. O să analizez. Ideea este că, v-am zis, mi-am schimbat domiciliu, am început să vorbesc, să aranjez. În 2 zile mă instalez aici. Aici unde fac acum etalarea. Rămâne de văzut ce alte lucruri mai aduce această lună nouă în balanță. Lună nouă în balanță. Pentru unii dintre voi ar putea să aducă și dragoste. Deși nu pot să zic că e balanța cea mai iubitoare zodie, dar e reprezentată de Venus. Și sperăm toți, mai mult sau mai puțin. Dacă nu dragoste, măcar bani, că Venus aduce și bani. Sau bucurii. Sau, eu știu, ce vreți voi. Haideți să vedem ce aveți de ales între numărul 1 și aceste de cărți. Unghiile încă nu mi le-a făcut. Dar la mine luna nouă în balanță aduce și o schimbare de, apropo, de Venus, de aspect. Numărul 2. Aveți această piatră, da? Și aceste de cărți. Am zis că dă bine alb cu negru. Numărul 3. Acest medalion, că nu știam exact ce să pun. Acesta. Alături de sau împreună cu aceste de cărți. Vă mai arăt încă o dată? Puteți să... Haideți să vă mai arăt încă o dată. Numărul 1. Numărul 2. Măsucioară mică. Numărul 2. Și numărul 3. Da? Vă puneți pauză, vă gândiți, dați înapoi, meditați, ce vă atrage. Unii poate luați direct pe numere, dar alții poate vă ghidați și după medalioane și după seturile de cărți, după mai multe. Hai să vedem cei care ați ales primul număr. Ce urmează să... Treceți prima transformare, interesant, sau presetul de cărți la 8 transformări care țin de moștenire, de bani, de familie, de tradiții, moarte și renaștere. Moarte și renaștere. Numărul 1. Ce drăguț, chiar dacă sunt transformări, v-ați ales budiță. Budiță vesel, care atrage binecuvântări, atrage spor, bucurii. Transformarea e în bine. Teoretic. Acum, am uitat să spun la introducere. Ce manifestați la această lună nouă poate să fie același lucru cu ce ați manifestat la luna nouă din fecioară, să fie o altă etapă, cum e la mine, sau altceva. Ideea este că ce manifestăm la luna nouă, sau mai bine zis, ce începem, ce inițiem, se va împlini la un moment dat, în câteva luni, în câteva zile, în câteva săptămâni, obligatoriu acum câteva zile, sper că s-a înțeles, da? Să se facă diferența între inițiere, între manifestare, între împlinire, sunt niște etape. Și în viață ne fixăm nu doar pe o singură cale, avem mai multe idei, da? Pe care ne fixăm să le manifestăm. Zic și eu, în fine, să atrag atenția, să facă diferența. Numărul 1. Ce manifestație? Okay. 22. Stabilitate. 2 și cu 2, 4. Poate aveți... interesant. Poate aveți... Numărul de destin 22. Ar fi minunat. Sunteți niște maestri în ceva, mai ales în construcții financiare. Dar și în manifestarea stabilității voastre. Dar aceasta e o cale. Începeți o nouă cale. O nouă cale sub binecuvântarea lui Buddha, lui Isus, eu știu, sub binecuvântări divine, aș spune. Da. O nouă cale. Ce ar mai fi?
numărul 1. Ce manifestați în această perioadă? Probabil că aveți de făcut niște drumuri. Probabil că aveți de făcut niște drumuri și în această perioadă e o inițiere de ceva. Un început. Tot vor să vină multe cărți. Dar astea le păstrez pe acestea. Ah, ce frumos, ce bine că le-am păstrat. Asul de cupe. O nouă dragoste. Vă întoarceți de la drum. Vă duceți la un drum sau vă întoarceți sau cineva de la drum, nu știu, voi sau altă persoană. Drumul acesta, al vostru, al altei persoane, vă aduce mai aproape de o nouă dragoste. Dar până la această nouă dragoste, nu uitați că prima dragoste trebuie să fiți voi să vă vindecați, da? Asul de cupe, 8 de pământ. Ce frumos. Marea preoteasă și regele de foc. O dragoste pe care probabil că ați ținut-o secret, ați manifestat mai degrabă, ați arătat pasiune, dar nu ați arătat câte emoții aveți. Sau persoana care vine înspre voi, o persoană teoretică ar trebui să fie matură cu regele de foc. Bărbat, femeie, nu contează, de obicei energie masculină. Da? Energie masculină. Această energie foarte intensă, foarte încrezătoare, foarte, într-un anume fel, autoritară, este dispusă, că tot vorbeam de dragoste, să-și pună inima pe tavă. Până acum am spus, adică că poate sunteți voi, dar dacă nu sunteți voi, e altă persoană, a ascuns Marea Preoteasă această dragoste de voi. Nu musai, poate și de alții, dacă ascunde din cauza că își știe că sunt invidii, că sunt dușmani, pregătiți să atace energetic, poate chiar și verbal și fizic, această dragoste, dar fizic nu, să sperăm că nu se ajunge până acolo. Ar fi o mare deviație a oricărei persoane care manifestă asemenea agresivitate, oricare ar fi motivele. Dar 22 se reduce la 4 și cu regele de foc ar spune că într-un anume fel există o notă de stabilitate în această dragoste, pasiune. Se manifestă împăratul, energia masculină divină, o etapă, o formă a lui. Dar ați zis de, e interesant, ați zis de invidie, ia uitați, invidie. Ia uite, 2 de cupe, interesant. 2 de cupe, regele de monede și regele de foc. Acum, că sunt semne de pământ, de apă și de foc în această poveste, mai mult sau mai puțin, dar apare și de aer. Însă, apar multe invidii. Pentru că probabil cineva o duce destul de bine financiar și... Oh, vai, regina de cupe! Și îndrăgostit de această ființă, voi sau cealaltă persoană, depinde pentru cine vorbesc, bărbați, femei, această ființă, nu știu cum să o explic, să o descriu în acest moment, sensibilă și puternică în același timp, nu este teamă să-și arate vulnerabilitatea, nu consideră că sensibilitatea este o slăbiciune, ba chiar transformă sensibilitatea în putere. Ei, și acest personaj, ia uite, regele de monede, fecioară, capricorn sau taur, într-o relație de profundă înțelegere cu peștera scorpion, apare regele de foc. Dar apare ca și manifestare a pasiunii, aș spune. În fine, hai să mai vedem. Dar, ce frumos. Ia uite, asul, al doilea as, asul de spade, dorința de a comunica. Ce se va întâmpla la luna nouă? Cu această lună nouă, cu ocazia acestei, iau de temperanță, explică masul de spate, temperanța și 7 de... Temperanță. Temperanță. Și 7 de spade. Wow! Wow! A
trilha asta pare... Da, interesant. 8 de cupe și regina de, de foc, regele și regina de foc și 7 de cupe și... Ai, 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 ai. Ideea este că... Ce veți manifesta în această perioadă? O victorie. O victorie într-o situație care v-a pus așa într-o confuzie. Tot ați încercat să vă calmați, să vă temperați cu temperanța, pentru că intuiția voastră v-a spus că există multe confuzii, multe secrete, cineva vă minte, cineva vine, pleacă, vine, pleacă, 7 de spade și 8 de băte. Dar cine a venit, a plecat, vine în această perioadă, aș spune, cu dorința de a manifesta ceva stabil. Am văzut asul de cupe și 8 de monede, doritor să lucreze în această oportunitate, relație, job, ce ar putea să fie, zic relație, dar nu vă fixați doar pe dragoste, pentru că relație înseamnă foarte mult, da? Poate să fie și de familie, poate să fie și profesională, e o relație. Dar se manifestă, repet, o victorie, o comunicare, după o perioadă în care cineva eventual, nu știu, voi sau cealaltă persoană, poate chiar și voi, n-ați putut, a venit cartea pe orizontal, 7 de băte, care uneori se apără, alteori apără un teritoriu sau, eu știu ce, o victorie, o persoană, da? Această carte, după cum vedeți, are personajul, are în spate ușa întredeschisă. A spune că undeva n-ați putut să vă deschideți față de o oportunitate, asta despre care vorbesc eu, probabil de-a lungul timpului, dar acum, cu această lună nouă, vă veți deschide, pentru că veți comunica, veți afla un adevăr, veți afla multe adevăruri care vor vindeca cu temperanța, vor vindeca multe frici, multe temeri, multe confuzii. Și dacă la un moment dat cineva a venit, a plecat, a venit, a plecat și nu, nici voi nu ați putut să investiți și să vă luptați normal, cum se luptă orice om într-o relație, știind că persoana cu care aveți de-a face, despre care vorbesc, pe care bănuiesc o știți, are drumuri de făcut posibil și peste hotare, acest personaj vine în această perioadă să clarifice, să zic, să clarifice niște lucruri, să ofere un soi de colaborare, de relație de lungă durată, ar fi frumos, că tot am văzut asul de cupe, să vindeci oricum. Să vindece și să rezolve, să clarifice. Ce să mai lungesc și să explic în multe feluri. Dacă voi ați încercat să vă eliberați și să vă regăsiți, să vă liberați de confuzii, de confuziile cum au venit, am văzut, da? Ați văzut. Au fost confuzii. Au fost neîmpliniri pentru că nu știați dacă să vă luptați, să nu vă luptați, să vă deschide sufletul, să nu vă deschide sufletul, da? Și la un moment dat ați hotărât să vă eliberați, da? 8 de cupe, de această situație. Și să vă regăsiți iubirea, cum a zis mai devreme, asul de cupe, să fie și iubirea față de voi și încrederea în voi și soarele și tot. Și în această reîntoarcere către voi, către soarele vostru, soarele din suflet, da? Despre care tot spun adesea, soarele din suflet, persoana în cauză, persoana care mai venea, mai pleca, a rămas într-o stare de confuzie și de mari griji. De mari griji. Probabil că în această perioadă își dorește să aducă această claritate despre care am tot vorbit, asul de spade, 3 ași deja. 3 ași. Asul de monede. Am început, de fapt, cu asul de spade în aceste declarații. Scuze, da? Asul de spade, asul de monede și să nu uităm asul de cupe. Intrați pe o nouă cale. Eventual o nouă etapă în relația dintre voi și cineva. Relația este la drum, am văzut. 7 de spade, cineva care vine pleacă, tot repet. 8 de băte, poate că ați mai comunicat și online sau nu neapărat, pentru că nici cartea n-a venit foarte convinsă de...
Direcția pe care trebuie să o aibă. Dar calea, care a fost prima carte, da? Calea. Clar susține o situație la distanță. Dar chiar dacă nu e la distanță, este o nouă călătorie în relația dintre voi și o altă persoană. Repet, poate să fie rudă, poate să fie coleg, colegă la locul de muncă, da? Sau o nouă dragoste. Veți trăi și veți vedea. Ideea este că aveți, repet, trei ași și deja un rege și o regină, un cuplu divin, într-un context. Pregătit să manifeste stabilitatea. De ce zic pregătit? Pentru că este asul de monede, e un început, și asul de cupe lângă 8 de monede. Trebuie să spun cărțile, chiar dacă nu vă place unora. 8 de monede e o persoană sau e o situație în care trebuie să munciți cu sârg. Da? Sunteți conștienți și unul și celălalt că acest potențial, ce se întâmplă între voi, repet, nu contează tipul de relație, ce se întâmplă între voi este de o valoare foarte, foarte, e ca o perlă, o valoare inestimabilă, dar trebuie să lucrați pentru așa ceva. Pentru a scoate perla, pentru a o șlefui, pentru a... Nu știu dacă se... Bănuiesc că se șlefuiește și perla. Și trebuie să lăsați, știți voi, interesant că a venit perla, trebuie să lăsați suferința să se transforme în bine, cum am vorbit de transformare chiar de la început. Știți cum apare perla? Intră nisip în scoică. Este o moarte a scoicii. Dar după moarte, ea se transformă în amidiei, da? În perlă. Moarte și renaștere. Renaște într-o variantă mult mai frumoasă. Mie mi se pare foarte frumos ce v-a venit ca și mesaj de la, eu știu, mesaj. Da, mesaj de la Univers. Că puteți manifesta în această perioadă. Luna nouă în balanță. Vă aduce multe oportunități. Semne de apă, de aer, de pământ. Dacă ar fi să vă fixați la modul cel mai simplist, dar ar fi păcat să vă fixați doar pe așa ceva, fixați-vă pe idee în sine. Sper că v-a plăcut și sper că s-a înțeles. Chiar dacă nu mai sunt cu cărțile în față, nici eu nu sunt, nu m-am dezobișnuit, să explic fără să vedeți cărțile. Dar astea sunt atâția care fac etalări fără să se vadă cărțile pe masă. Acum, hai să vedem numărul. Ce doi? Cei care ați ales acest... Nu e nici piatră cremene. Nu e nici cristal cremene. Interesant, cremene. Probabil... Oh, s-a oprit la 10 de cupe. Ceva frumos pe care se manifeste, nu știm în cât timp. Dar dacă... Probabil că unii dintre voi, deși păreți duri, păreți reci, într-un anumit moment de impact, nu doar că puteți să scoateți scântei, puteți să creați un foc. Și asta mi se pare foarte fain, de-aia am păstrat cremele, pentru că e generator de, sau mai bine zis, creator. Creator dintre toate cristalele. Acesta creează alt tip de viață. Focul este creativ. Te încălzești la foc, cu focul prepari mâncare, pregătești lutul pentru vase. Sunt multe lucruri care se fac la modul creativ dacă folosești focul în modul creativ. Da, interesant. Hai să vedem. Ce curăț cărțile? Numărul 2. Ce manifestați la această lună nouă în balanță? Rămâne de văzut în cât timp apare acel foc, acea scânteie, dar un anume tip de rezistență, aș spune. Un anume tip de rezistență și e mare lucru. E mare lucru. Cum am spus într-un citat acum câteva zile. N-a altă variantă decât să fii puternic. Numărul 2. Ce manifestați? Ce inițiați? Ce începuturi se arată?
la această lună nouă în balanță. Da, știu, a fost ieri, dar pentru mine e câteva zile, plus, minus. Wow, prea multe. Dar apare steaua. Apropo de scânteie, de lumină, de succes, la un moment dat, cândva, va trebui să treceți peste niște dușmani. Numărul 2. Ce manifestați? Ha! Numărul 1. Cavalerul. Un soi de magician. E interesant. Și norii au venit invers. Da, veți vedea cum se împrăștie cerul. Se împrăștie norii și se arată cerul senin. Asta vreau să zic. Poate scrieți poezie, poate gândiți la cineva. Sau vreți să scrieți despre o experiență neplăcută care acum deja se arată altfel. Aș spune, poate, ar fi frumos să scrieți. Evident că nu toată lumea o să scrie acest mesaj, e pentru cei care au această plăcere a scrisului. Și calitățile se dezvoltă în timp. Dar e drăguț. Ce e interesant că la 6 este iar un anume tip de relație la distanță. Cineva așteaptă să vină, o doamnă care așteaptă să vină de la distanță, cavalerul, apropo de cavaler. Distanța e mare și sunt nori și mai speranță. 6, o poveste de dragoste în care probabil cineva și-a pierdut speranța în timp. Dar acum norii să zic că se împrăștie. Și în curând apare și soarele. Cavalerul. Apropo de scânteie, pasiunea este. Chiar dacă la un moment dat vi s-a părut că nu mai este. Hai să vedem ce legătură are acest cavaler cu ce urmează să se manifeste în viața voastră la un moment dat. Nu uitați că nu e etalare, nici în general nicio etalare, chiar dacă e pe o săptămână sau pe o lună, nu e chiar atât de fixă. Patru de aer. Da, stat, ați așteptat. Ați așteptat foarte mult și această așteptare v-a consumat, probabil că ați scris, apropo de scrisori arse. Poate că ați făcut manifestări, dacă ați ascultat acel videoclip pe care l-am făcut eu cândva, nu știu când, am trecut sau cu 2 ani. Cum se poate manifesta ceva la lună plină, la lună nouă? Probabil că ați scris foarte mult. Și uite așa cum începeți o chestie nouă. Că sunteți voi, că e un personaj care vine în viața voastră într-un mod neașteptat, aș spune, mai năvalnic. Plin de pasiune. Ce manifestați în această perioadă? Numărul 2. Șapte de aer, dar a venit invers. Șapte de aer. Interesant, iar au venit multe cărți, dar le păstrez. La capătul setului de cărți, împărăteasa, va fi bine. Wow. Șapte de mon... Wow, ce frumos. Vai, dar ce frumos. Aș prefera să citesc despre cărțile de la sfârșitul setului de cărți. Împărăteasa. Șapte de monede. Asul de monede. Nouă de monede. Și răbdarea. Și răbdarea. Da, e o distanță eventuală între voi și cineva și apoi regina de apă. E o distanță care aș spune că această distanță păstrează și dragostea și pasiunea care e între două persoane. Și la un moment dat o să citim cărțile care apar, dar cărțile care sunt la capătul setului de cărți urmează să se desfășoare în timp. Da, sunt în viitor. Veți avea parte de abundență, veți avea parte de frumusețe, de echilibru. Veți începe ceva. Probabil că acum încă mai aveți de reglat niște alte lucruri, alte aspecte. Veți începe o relație, un job, o afacere care vă va aduce mult succes.
9 de monede și împărăteasa, preîmpărăteasa și împărăteasa. Doamnelor, domnilor, nu contează ce sunteți, dar dacă investiți 7 de monede cu grijă, cu atenție, probabil că trebuie să așteptați să iasă planetele din retrogradare, asta e o chestiune mai de viitor, dar va fi foarte bine. Dacă vă faceți griji din punct de vedere financiar, puterea. Hai să vedem ce cărți au venit. Marea preoteasă. Oarecum, două dintre ele au fost și mai devreme. Probabil că insistă să apară aceste cărți. Cu 7 de aer, care în general reprezintă un soi de decepție, de mască, de falsitate, mai bine zis, un anume tip de falsitate. Sau un anume fel de a ne sabota, pentru că nu vrem să vedem adevărul, nu vrem să vedem dincolo de aparențe, poate să fie și tendința noastră, nu doar a altora. 7 de aer. Cartea a venit prima și apoi celelalte. Dar a venit invers și asta îmi place. Posibil cineva care considerați că v-a mințit, care a fost un jucăuș, cavalerul, da? Un jucăuș. Sau poate că este un player. Un dute vino, un pierde vară pentru mine. Casa nouă, vreți să-i ziceți cum vreți, da? Ați considerat că vă minte, că vă joacă, că poartă măști. Eu știu, cartea aceasta a venit invers. Probabil, pentru că unul înseamnă și magician, înseamnă și comunicare, Mercur, probabil că acest personaj trece printr-un anume tip de transformare, puterea. Probabil, iar zic probabil, depinde și de exemplu pe care îl dați voi. Dacă voi vă purtați irascibil, pentru că sunteți mințiți, veți menține această atmosferă. Dacă aveți înțelepciunea să manifestați empatie, înțelegere, psihologie, oamenii se pot schimba. Așadar, dacă voi aveți puterea să acordați atenție bestiei, să înțelegeți problemele de ego, eu știu, natura impulsivă, sexuală, eu știu ce alte tendințe au, probabil că acest personaj se va transforma, se transforma. Am senzația că e o chestie de transformare. Acest personaj, dacă până acum v-a mințit, sau ziceți voi că v-a mințit, eu am senzația că, de fapt, da, a avut tare opțiuni, dar întâlnirea cu voi, care este foarte importantă și de impact, i-a ajutat să-și asculte intuiția, să mediteze la toate opțiunile pe care le au și eventual să încheie acest ciclu, în care ciclu? Un tip de viață, un tip de a trăi. Viața foarte intens. Nu știu de ce la voi comunicarea nu se leagă ca la celălalt număr. Probabil că e o reținere. Că tot am vorbit de 7, de spade, de măști, de minciuni. Nu știu cine în acest context, voi știți, trebuie să știți. Dar dacă ascultați tarotul, de obicei cei care ascultă tarotul sunt deja pe transformare spirituală și pe creștere și pe corectitudine. Ce-a fost neclar? Ce-a fost confuzie? Se vrea transformat. Mărturisit. Aici este interesant cum vine cuvântul. Se vrea mărturisit. N-a venit asul de spade, n-au venit încă cărți care să transmită dorința de comunicare deocamdată, dar am senzația că acest personaj se vrea mărturisit. Dacă voi ați avut de-a face cu un... Iar apare 10 de cupe și luna.
Da, uite, și în secret, acest personaj a stat, a încercat să vindece de multe chestiuni. În fine. Dacă voi ați avut de-a face cu un anume tip, cu acest, nu cu un anume tip, cu acest tip de personaj, voi puteți să încheiați acest ciclu. Și să spuneți, stop cadru, nu mai vreau minciuni, nu mai vreau minciuni, nu mai vreau confuzii, sunt puternică, vreau să transform situația. M-am săturat să stau să perior bolii și să aștept să se maturizeze X și Y. Poate să fie și transformarea voastră. Dar haideți să vedem ce alte cărți apar. 10 de cupe. E de bine. Dar să vedem. Numărul 2. E ceva neclar aici. E ceva neclar. Eu am vorbit despre acest cavaler pentru că aceasta este cartea care a apărut. Cavaler. Un cavaler. Ah! Ce melodie mi-a apărut. Doamne! Cum era? Stai să-mi aduc. Nice ladies by my side. Nice ladies by my side. Ah, nu. Honest ladies. Ah, nu știu. O melodie haioasă a unui artist pe care l-am spus din când în când. Așa la distracție. Da, interesant. Iar apare 7 de spade. Interesant. Dar e un personaj care a dorit tot timpul. Dacă voi ziceți că ați fost mințiți, există un personaj. Cred că acest personaj... Nu știu din ce motive. Va urmări cu valetul de spade invers, de la distanță. Ar fi vrut să înceapă o relație de lungă durată cu voi, să investească, dar din ce motive nu a reușit? Probleme de justiție. Că tot apare 7 de spade, care înseamnă minciună. Furt. Sau, în fine, prefăcătorie. Că tot apare. Am spus, dacă ceva nu a mers în relație cu cineva, veți afla adevărul, se va face justiție, se vor echilibra lucrurile, poate au probleme în justiție, contractuale, căsătorii, contracte la locul de muncă, poate o balanță pentru unii dintre voi, dintre ei, să influențeze povestea, dar... Complicat numărul 2, nu știu, simt foarte încărcat. Mă simt foarte încărcat, cum e și piatra asta, foarte grea. Moarte și renaștere. Mai zic că e trans... Ia uite, regina de cupe, judecată, acest personaj... Ia. Probabil că nu știți ce putere financiară are, eventual dacă e bărbat. Și dacă n-are, vrea să manifeste o putere financiară și stabilitate... Cred că, eu așa simt, din dorința de a simți dragostea pe care le-ați oferit-o. Regina de cupe și judecata. E o dorință de a renaște în varianta sa cea mai bună. Că avem 10 de cupe și moartea. Încă nu le-am clarificat. Dar apar aceste cărți. Multe cărți de apă în acest apă-foc. Și aer în acest... la acest număr. Probabil că la un moment dat a fost ceva foarte frumos între voi, dar din niște motive nu a mers. Iar persoana în cauză sau, eu știu, voi, dar aș spune că mai degrabă persoana în cauză n-a putut să spună adevărul. Deci a trebuit să plece, deci a trebuit să pună capăt relației, dar am senzația că tot timpul, la modul ascuns,
Vedeți, sub acest văl roșu este o notă de speranță. Am zis că au visat. Marea preoteasă șapte de cupe și am zis, au visat tot timpul la voi că va fi bine, că se va încheia această situație, această problemă sau problemele financiare care le au sau pe care le aveți voi, unii dintre voi. Dragoste este, dorința de a renaște este. Și a spune că energia feminină a arătat calea. Da, acestui bărbat. De a ieși din opțiuni și de a alege o singură variantă asta, cea mai bună, împăratul. Nu știu, e o transformare. Am spus că cremenul ăsta are un potențial pe care multă lume îl ignoră. Poate că și personajul respectiv are un potențial pe care multă lume l-a ignorat, dar în preajma voastră, alături de voi, s-a simțit puternic, puternică. Voi le-ați oferit ghidaj într-un anume fel, compasiune, empatie, informații. Ce mai aud? Voi ați fost sinceri, autentici față de persoanele care erau în viața lor mincinoase, prefăcute, cu măști, cu interese. Interesant. Blocajele se vor da la o parte și acest personaj va dori să vină spre voi. Iar apare ideea de cal. Poate cineva e născut în zodia calului, în zodiacul chinezesc, da? Cal. Dorința de libertate există în continuare. Când un om își dorește să fie liber, eu zic că își dorește toată viața să fie liber, dar poți să fii, fie doi oameni liberi. Ce frumos! Să fie doi oameni liberi. Faetonul înseamnă victorie. Faetonul înseamnă decizie asumată. Acest personaj va veni să manifeste, ia uite, victorie, să manifeste ceva nou. Adică că unul e ca un soi de magician. Zim, 10 de cupe, clarificăm 10 de cupe. Dar sunt niște probleme de comunicare. Eu comunic, ați văzut, uneori, așa, normal. Aici ceva nu se lea. Ia uite, mai, temperanța. Unul este mai calm, unul este crescut spiritual, celălalt este mai impulsiv în acțiune, cavalerul de spade. Ideea este că 10 de cupe a fost clarificat de îndrăgostiți. Măi, ceva frumos, nu știu câte zile v-ați întâlnit, cât timp v-ați privit în ochi, cât timp v-ați îmbrățișat, cât timp v-ați simțit sufletele, dar aici doi oameni și-au simțit sufletul. Și nu-ți trebuie mult timp ca să simți sufletul cuiva. Și repet, povestea de dragoste a trebuit să se întrerupă brusc. Nu știu dacă brusc, așa a venit cuvântul, pentru că scorpionul general are energia scorpionului. Da, din responsabilități, familie. Da. Ceva între voi s-a încheiat. Clarificăm, regina de monede. Probabil că mai era o soție. Da? Mai era o soție undeva, într-un anume plan. Sau o mamă, dacă nu o soție. O mamă. Însă, orice ar fi, au fost niște responsabilități, acestea au fost sau sunt pe cale să se transforme și eventual, da, a fost o familie. Regele de spade. Deci, a fost o familie. 10 de monede. Nebunul. Dar se dorește renașterea, să ia de la zero și să fie fericiți cu voi. Dacă cineva a fost căsătorit, căsătorită sau influențat de o mamă, aș spune că renunță la acea influență și vrea să se bucure de stabilitate alături de voi. Faetum. Ia uite, justiția. Și trebuie spade, măi, deci, iar clar, justiția, deci probleme în justiție sau nedreptăți pentru care acest personaj a suferit, dar a suferit și voi. Se face justiție. Faetonul a fost clarificat de justiție și 3 de spade. Oricine a suferit în justiție, din
vari motive, probabil că și-a afectat sufletul pereche, clar. Dar acum, da, a fost separare, uite, am zis turnul, bine. Dar acum decizia a fost luată cu faetonul. Decizia este să se vindece situația, pentru că faetonul merge către stea, stea înseamnă vindecare, să se vindece această problemă, această nedreptate. Cum? Veți trece și veți vedea. Tot am vorbit de un cavaler, repet, pentru că a venit acest cavaler. Dar încercați să aplicați mesajele și din punctul de vedere al unui început de ceva. Dar cavalerul e clar. Cavaler, veste, energie masculină, mobilizare, mișcare. Dacă ați stat pe loc într-o... nu doar stat pe loc, ați pus în stand-by viața voastră sentimentală din cauza problemelor financiare sau familiare sau în justiție, se vor rezolva aceste probleme în timp. Ce frumos! Nu știu de ce mai amestec cărțile. Nu știu de ce mai amestec cărțile. A fost greu, simt că a fost foarte greu în această poveste. Așa simt. Deci v-am zis, comunicarea și... Da, e o problemă de comunicare. Probabil că este foarte greu de povesti cuiva și nu mai judecați. Vă rog frumos, că vai, că de ce nu spune, măi, nu știi ce în suflet omului, ce în casa omului, prin ce trece omul. Greu. Greu. Și doar așa să... Să ne luăm cu aparență, doar că un om arată, vi se pare că arată bine, că e tânăr, că e năvalnic. Iar sunt niște aparențe, să știți. Că și tinerii trec prin problemele lor și oamenii care sunt, să zic, par liberi, poate nu sunt chiar liberi, ia uite, regele de cupe s-a dus. E dragoste, mă. Deci faetonul acesta vine cu dragoste adevărată și cu pasiune. Cam atât. Hai să pun pauză ca să-mi iau cartea. Și am zis să nu uitați faptul că a venit împărăteasa, da? Ia uite, regele de cupe. Dragoste. E dragoste. Dacă stați să judecați și dragostea... Că, nu știu, tot îmi vine mie în gând o chestie în ultima vreme. Dacă nici dragostea nu te transformă, ce te mai transformă? Dacă nici dragostea nu te transformă, cavalerule, sau ce poți să fii tu, ce te mai transformă? Banii, mama, familia, tradițiile, dorința de a avea, eu știu ce, relații, opțiuni... Cam atât. Deocamdată la numărul 2. Sper că ați înțeles în principiu mesajul, mesajele. Simți și o oarecare greutate în transmiterea mesajului. Probabil că acest personaj va comunica, dar e greu să spui unora. Iar spun din experiență, suferința prin care ai trecut, pe care ți-au făcut-o alții, să zic, și din cauza altora ți-ai amânat și fericirea. De-aia zic, nu știu ce îmi vine să plâng, pentru că oarecum empatizez cu această stare de greutate în a mărturisi suferințele pe care le-ai avut. Cam atât, deocamdată. Sper că v-a plăcut. Haideți să trecem la care era, acesta era. Numărul 3. Și care ați ales aceste de cărți? Am tras cu coada ochiului 0, nebunul. Ceva nou, nou, nou. Și 0, 0, 0, 0. Wow, magic. Ceva magic se va întâmpla în această, după această lună nouă. Doi magicieni, doi într-unul. Pentru mine cercul reprezintă cercul magic al celui care manifestă și își creează aura protectoare.
E un scut protector, uneori. E un univers în plan. Univers în plan, știu că sună ciudat, dar asta e în plan. Sunt multe de povesti. Cercul este imens ca și potențial și ați ales, vedeți? Unde s-a oprit la zero. Noi începuturi, dar sunteți în faza aceea de... pregătire, aș spune. Unii dintre voi. Nu știu. Unii. Curățăm cărțile. Numărul 3. Ce se manifestă pentru numărul 3 în această perioadă? Ioi! Opa! Vulpița apare numărul 14. 14 ani și 22. Poate ar fi bine să ascultați și numărul 20, și numărul 1, că a apărut 22. Ia uite și 8. Exact! Ba, chiar are legătură și cu numărul 2, m-am zăpăcit. Nu țin musai, dar posibil. Deci numărul 22 a apărut și cu 8 la numărul 1 și apoi acesta cavalerul la numărul 2. Trebuie să vă vindecați cu temperanța. Pentru că temperanța... Să vă vindecați de faptul că poate cineva, pentru unii dintre voi, va devia de la calea voastră. Dar sunteți pe cale, urmează să manifestați o nouă cale. Ia uite, să vindecați copilul interior și să manifestați renaștere după o situație toxică. Foarte toxică. Foarte toxică. Wow. Probabil că... Da. Posibil cineva să vă urmărească. Deși vulpea, știu că unii o asociază cu viclenie, nu aș spune că e viclenie. E inteligență. Poate că și voi trebuie să învățați din suferințele și trădările pe care le-ați trăit și să fiți un pic mai strategi. Vreau să-mi iau încă o carte. Ia să vedem. Afară de temperanță, ce mai e? Vedem o carte. Au fost niște vești. Cineva probabil că v-a bârfit, dragii mei. Dragele mele, în mod special. Posibil că un bărbat este cu ochii pe voi, un bărbat asumat, dar care are în spate, da, vă dorește, simte dragoste, vă vede într-un mod excepțional, dar are niște influențe negative în preajmă. Pe lângă faptul că există un soi și de obsesie față de voi, dar eu de rezolvat niște chestii, să zic, de mediu în care trăiesc și de chiar de lucrat ceva la caracterul lor, aș spune. Unii dintre voi, dintre ei. E un bărbat care vă urmărește, aș spune. Valetul de foc. Da, acest... Interesant, iar apare nebunul, dar a venit invers. 6 de aer și 8 de pământ. 6 de aer care reprezintă călătoria la distanță și 8 lucrare, implicare. Și apoi valetul de foc. Valetul care înseamnă comunicare.
Am zis, a venit temperanța. 9 de cupe la capătul setului de cărți. Valetul de cupe. 7 de foc. Multe, multe emoții. Acest bărbat despre care am vorbit mai devreme vă vede într-un mod excepțional. Le umple sufletul de bucurie eventual doamnelor. Poate să fie și invers, domnilor. În fine, dar e un bărbat aici. Care e înconjurat de influențe negative. De bârfe, de dușmani, mari probleme. Din acest motiv și voi trebuie să vă temperați și voi trebuie să fiți strategi, pentru că relația cu un personaj care are asemenea bagaje e dificilă. Chiar dacă poate simțiți dragoste sau a simțit dragoste, lucrurile nu s-au putut manifesta zero. Nu s-au, nici măcar n-ați putut iniția. Nu s-a putut risca într-o nouă direcție până acum. Și poate că ar fi bine să înțelegeți că dacă până acum nu s-a manifestat, înseamnă că mai sunt niște lucruri de rezolvat. Trebuie și voi să vă detașați, să vă concentrați pe muncă, pe un nou proiect. Asta face parte din temperanța voastră. Când tarot temperanța 14, e un personaj care ține apă, dar ocupă cu apă și ocupă cu foc. Dacă emoțional ceva vă consumă, vă epuizează, investiți spiritual într-o zonă care vă vă aduce satisfacții, aș spune. Da. Aici este tendința acestui personaj. Da, clar, că e tendință. Întâlnirea dintre voi foarte profundă, repet, 2 de cupe. Dar, diavolul, 5 de monede. Personajul acesta probabil că are ori adicții sexuale, ori mai are alte relații sau o relație karmică sau familia sau are niște chestii. Marea preotesă și diavolul? Pisi. Deci adesea ați fost părăsiți pentru că acest personaj are niște adicții, niște chestii toxice, niște dușmani de care eventual trebuie să se păzească, să vă păzească, să eu știu ce. Dar pasiunea este foarte, foarte mare. Ia uitați. Atracție sexuală este, magnetism este, dar totuși, aici este, trebuie să se aleagă. Ce alegeți? Să riscați? Și să vă bucurați de această atracție, de a să fiți periodic părăsiți pentru că acest personaj încă mai are niște probleme, sau să vă detașați, să nu manifestați nimic și să vă detașați. Haideți să vedem. E un moment de alegere și pentru voi și pentru ei, aș spune. Ciudat, numărul 3. Regele de bâte apare. Regele de bâte. Vedem. Asul de monede și 10 de monede. Am zis, pasiune este, atracție fizică este. Posibil să vină acest personaj masculin pentru doamne, da? Să vă facă o ofertă. Sau să fie două persoane. Dar eu așa zic, acest personaj vrea să vină să vă facă o ofertă. De colaborare, de prietenie, de așa. Hai să vedem dacă 10 de monede este relația karmică pe care o are în spate sau este ceea ce vrea de la voi. Hai să vedem. Regele de bâte. Soarele, wow! Interesant. Aș spune că e o trezire. E un moment în care acest personaj se vede. Vede ce a făcut, judecata. Își dă seama că a venit, a plecat, v-a părăsit pentru alte opțiuni. Și și-ar dori, ar fi potențial să-și dorească cu asul de cupe și cu stea și cu 3 de monede să se împace cu voi. Asta e.
Ar putea să fie un moment de trezire, de vindecare, să facă parte din vindecarea lor. Dacă voi ați avut răbdare cu ei și aveți în continuare răbdare cu ei, acești oameni se pot transforma. Dar vă trebuie 14, multă răbdare și strategie. Nu minciuni. Să fiți isteți în felul în care abordați, în care discutați cu acest personaj. Asul de monede. Este și foarte mândru în plus. Și foarte orgolios. Dar eu aș spune cu soarele și cu ce am văzut judecata, ar putea să fie un moment de trezire. Roata norocului și trei de monede. Interesant. Schimbare de energie, de perspectivă. Da, acest personaj vrea să ofere, ia uite, să schimbe energia dintre voi, să riște, pentru că până acum nu a riscat, a încercat să se detașeze, repet, șase de spade, a avut de făcut, eu știu ce, călătorii peste hotare sau la distanță, pentru bani, poate a muncit pentru cineva, dar acum își dorește să comunice, da? Să inițieze ceva. Doar voi aveți grijă în continuare că mai sunt multe alte lucruri de vindecat în legătură cu acest sau în viața acestui personaj. Poate chiar voi veți ajuta să se vindece. Rămâne de văzut dacă vă asumați acest rol. Dar acest personaj este foarte posibil. Regele de foc. Personaj cu multă energie, mult entuziasm, multă încredere în ei, cel puțin acum, nu știu cum a fost până acum, să vină să vă ofere o nouă relație și colaborare. Să facă gestul, să schimbe energia. Repet, până acum nu au mișcat. E alt zero, vedeți cum se... Chiar sunt 0-0. Și am văzut și 0 de la nebun. Știe că poate sunteți supărați, știe că trebuie să se lupte, să vă convingă, să se lupte, 5 de monede să vă convingă, pentru că nu prea sunteți ușor de convins după câte... E aici o problemă, e un mare bagaj karmic, aș spune, karmic. Clarificăm 10 de monede. Wow! Ia cu 2 de monede. Mai dăm o carte pe 2 de monede. Interesant. Și voi aveți de ales. În momentul în care veți primi această ofertă de colaborare din partea acestui personaj, nu uitați că are bagaje. Nu uitați că are bagaje. Că e nou, că e vechi personajul, nu uitați că are bagaje, chiar dacă e într-o perioadă de trezire și că înțelegem multe lucruri pe care le-a făcut. Dar va trebui să alegeți cu grijă între stabilitatea voastră și eventual ceea ce puteți să creați, să vedeți, am zis, să fiți strategi. Apare vulpea, da? Să fiți nu prefăcuți, nu, strategi. Să vedeți oportunitatea sau, ok, m-a trădat, îmi văd de drumul meu și de victorile mele. Așa văd deocamdată. Vei să alegeți. Poate că și ei lasă, interesant, da, posibil. Aha. Pe de altă parte, vedeți că și acest personaj lasă în urmă mari trădări, mari probleme, cu dorința de a crea ceva pe termen lung cu voi. Acum, nu alegeți ca să nu-i dezamăgiți pe ei, alegeți ca să nu vă dezamăgiți pe voi. Uite, magicianul și steaua și moartea și turnul. Sunteți nebuni? Și regele de spade după 9 de spade și asul de cupe. Vai! Am zis, unde am zis? La ce etalare am zis? La cealaltă, parcă. Dacă nici dragostea nu transformă, ce transformă, da? O nouă dragoste. Mult stres. Mult stres. Nopți pierdute. Griji făcute. E dragoste sau nu e dragoste? Mă va trăda și pe mine cum i-a trădat și pe ceilalți. Chestii de genul ăsta.
Da? Separare, tur, trezire și soarele, da? Moarte, renaștere. Iar însingurare. Și apoi vindecare și magiciană. Eu așa zic că există potențial cu acest personaj dacă vreți. Dacă vreți. Voi sunteți cei care decideți. Am senzația că știți personajul despre care vorbesc. Dar nu uitați că dacă v-ați simțit trădați, dacă v-ați simțit neînțeleși, dacă v-ați simțit ați suferit, da? Și vreți să vă ridicați în această durere, 10 de spade, și să mergeți către victorile voastre, nu uitați că dacă nu s-a manifestat, și ei au trecut prin niște suferințe imense. Și ei au trecut prin niște suferințe imense. Adică, cu alte cuvinte, nu vreau să dau sfaturi. Dar încerc și eu așa, și în viața de zi cu zi, să-mi dau seama că dacă ceva nu merge, înseamnă că acolo e o problemă. Nu neapărat că omul nu vrea, pentru că îți dai seama când ești împreună ce simte omul respectiv. Uitați, 9 de cupe. Ce simte pentru voi acest personaj, ce simțiți voi, da? Valetul de cupe, trebuie să-și ceară scuze eventual. Ia uite, regina de cupe, transformare, marele preot. E altfel de complicat, altfel decât la numărul 2, tot complicat, dar altfel. Însă, aș spune cu această vulpiță, înțelegeți că și voi trebuie să fiți, repet, atenți. 4 și cu 1, 5. 5 este marele preot. Este credință, nu? Cum te poți tempera și cum te poți vindeca dacă nu ai credință? Dar credința asta nu exclude, repet, folosirea inteligenței. Nu știu, simt nevoia să cer un sfat. Sfat de la înger, mesaj de la înger. Nu mă așteptam să fie talăria așa de încărcate. A, ce vreau să spun. Vedeți că pentru anumite persoane această lună nouă în balanță probabil să creeze conjuncție cu Pluto al vostru în balanță și să nu fie chiar așa de ușor. Dacă știți că aveți Pluto în balanță și luna nouă a venit acolo... Uite, măi, interesant. Uniunea inimilor, dar a venit invers. Urmează să se întâmple dacă dați șanse. Nu s-a întâmplat, repet, din cauza unor invidii, unor dușmani mari, probleme în justiție, probleme și de sănătate, și cu familia, și cu moșteniri, și cu bani. Dar, like attracts like. Dacă oferi energie frumoasă, la un moment dat vei primi. Dacă sădești frumos și dragoste în cineva, la un moment dat va crește această sămânță, cât de firavă. Întoarceți-vă inima către lumină. Și voi și ei. Nu vă mai gândiți la ce a fost în trecut, că de ce ne-am... Fiți în prezent și visați la viitor. Poate că n-a mers, a trebuit să simțiți aceste încercări, pentru că au făcut parte dintr-o karmă pe care trebuia să o ardeți.
lucruri pe care le-ați mai experimentat în alte vieți. Și acum, odată arsă karma, sau, da, dacă știți ce să faceți, veți putea avea parte de binecuvântări și de miracole în această relație și în viața voastră personală. Am zis, voi sunteți cei care alegeți. Voi sunteți cei care decideți. 40 este important, iar avem numărul 4. 36. Ce mai este? 2. Și 28. Ce frumos. Se va manifesta, vine cartea inversă. Urmează, e pe cale să. Dacă vreți. Mai trăim și mai vedem ce mai apare și la alte etalări. Cam atât deocamdată. Sper că nu v-am întristat. Sper că am venit totuși cu vești bune, da? Și vă doresc în continuare dragoste, pace, creștere spirituală. Și să ne auzim cu bine la următoarea etalare. Numai bine, ciao, ciao!